prieteni. Numele meu este Madalina. Haideți să vizionăm o mică plimbare la cetatea Soroca. Vizionare plăcută! Facem record. Hai. Unde vrei cu piciorușul? Nu. Stai corect așa cum ești. Nu pot singur. Ajut. Ia, stai, stai cu mamica și asta. Da, așa zic eu. Nu vreau să așez, mamă. Se rușinează, mamă, așa? Unde? Vrei înăuntru? Da. Dar ce să faci înăuntru? Să vezi. Ce să vezi? Nene? Unde? Unde? Acolo amenajează, cred că... Vesel. Haideam să întrebăm cu taxa. Haideam să întrebăm cu taxa la tante.
Sunt holubași pe sus, vezi? Nu spate. Holubași sau da? Bine, hamar, adem jos. Nu. Ce-ai văzut acum? Casa? Orașul de sus se vede frumos. Încet ușor. Iată, vezi? Hai. Fugit. A zburat. Nu te tem. De ce tu nu te vrei? Mergem mai departe. Ce vrei să le spui la abonații tăi, Madalina? Madalina, tu vrei să spui la abonații tăi? Să vizitezi orașul Soroca? Da. Și în principal, cetatea, da? Da. Am spune. N-aș fi dat, atunci îți vinem iar la cetate. Când îți fie cald, îți vinem iar, da? Bine, hai. Parcul din preajma cetății. Mamica ne așteaptă jos, vezi? Hai, mergi. Hai să ne mai uităm. Hai să ne mai uităm. Nu cad, nu uite. Iată, acolo sunt mulți, mulți bănuți, vezi? Da. Vezi și-s de mulți. Ia uite. Da, apes mulți, dar sunt murdari. Da, tata. Aici fiecare copil, fiecare turist care vine, să vadă ce tata aruncă. Ce vă bani? Mi dai bani să arunc pe aici așa. Să dau mânuț să arunci? Da. Aștia, gata. Ți-ai îndeplinit dorință. Ha. Ești chiar. Toți sunt și aici, da. Mi dai de bănuț. Dar nu mai am, tati. Da? Nu mai am deja. Eu am mult bănuț. În costă să dau, dar eu portmoneu. Avitați portmoneul tău? Da. Da, toți sunt bănuții mei mulți. Mhm. Nu, mami nu se vede din partea ceilalaltă. Mă da? Nu, nu, nu. Ai încurcat în partea stângă, încolo. Uite la mine, e ca acolo. E ca acolo, e mami. Și vrei să conduci de cu
oaste. Nu? Tata, ia da. Ce scrie aici? Ce scrie? Cineva. Noi acum ne aflăm în biserică. Da. Sfântul voi vă știu pe ce nu. Hai, mergem. Atent. Aici am un nimic. Mulți ani în urmă, aici se odihnea ostașa. Ostașa lui Ștefan cel Mare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dați-mi like și lăsați un comentariu.